sau furtuna și am să mângâi mereu cu inima mea bună. Să-ți privesc ochii plini de fericire, printre mii de trandafiri eu te văd numai pe tine. Seara asta n-o să uit, de iau să-mi fie dor. Peste ani vom povesti ce-am simțit copilor. Cuvintele nu îmi ajung să-ți arate dragostea. Pieptul meu să simți cum îmi bate inima. Cât de frumoasă este rochea albă de mireasă. Frumoasă îmi faci viața, frumoasă iubirea noastră. De astăzi sunt a ta, trup și suflet cu tine. Azi îți dau mâna mea să-mi dai fericire. Sau furtună și am să-l mângâi mereu cu inima mea bună. De astăzi sunt gata, trup și suflet cu tine. Azi îți dau mâna mea să-mi dai fericire. Am să văd chipul tău pe soare sau furtună și am să-l mângâi mereu cu inima mea bună. Poftiți cu maximă încredere. Să rămână bună ziua. Haideți, haideți cu curaj. Buletrina noastră, vă rog. Dacă vreți să vă așezați, nu e nicio problemă, vă rog să vă așezați. Mai mult durează scribologia la noi decât toate celelalte, poftiți. Aș vrea doi martori. Cât mai confortabil acest moment, că e unic în viață. Să nu fiți stresați. Așa. La mine e așa. Haideți să începem. Putem începe, da? Da, da. Cetățene Roșca Tudorel, de bună voie și neselit de nimeni, e în căsătorie pe cetățeana Poli Alina Delia? Da. Cetățeană Poli Alina Delia, de bună voie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Roșca Tudorel? Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și în urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Și acum vă fac cunoscute următoarele dispoziții din codul civil. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Statul este obligat să sprijine prin măsuri economice și sociale încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. Și acum haideți să trecem la faza semnăturilor.
Am așa una, două săptămâni, nu-i problemă. V-am spus că mai mult e semnatul pe aici. Am să rog prima dată pe soț, deasupra liniei, vă rog să semnați. Așa, încă într-un exemplar, vă rog să fie totul ok, da? Și acum o rog pe doamna, vă rog, deasupra liniei, semnătura semnă, SS indecifrabilă. Așa, și vă rog și acum, nu? Și acum am să rog și martorii. Domnul Mideanu, te rog frumos, semnătură deasupra liniei. Acolo, da, da. Încă o dată, vă rog. Doamna Mideanu, vă rog. Și dumneavoastră deasupra liniei. Încă o dată să rămână acolo, așa. Acum am să rog soțul să semneze pentru certificatul de căsătorie. Vă rog frumos acolo sus, semnătura de primire. Așa, și acum vă și mânez oficial certificatul. Acesta atestă că toate formalitățile sunt îndeplinite și vă mai dau să semnați aici. Domnul soț, încă o dată vă rog. Așa, și vă dau și un livret de familie pentru care vă rog să-mi semnați. Ați văzut câte semnături? Aveți ocazia să vă aplicați semnăturile. Poftiți. Momentul acesta fiind gata, dați-mi voi ca numele Consiliului Local Gelor pe care am onoarea să reprezint astăzi aici și numele meu personal să vă doresc case de piatră, multă, multă fericire, să nu uitați ceea ce ați jurat astăzi, pentru că zilele tinereții și a frumuseții trec și mai presus de toate rămâne respectul unora față de ceilalți, să vă dea Dumnezeu numai fericire, să vă creșteți în pace copiii, nepoții și strămoții, să vă bucurați de tot ceea ce veți face împreună. Fericitări! Mulțumesc! Da, sigur că da, și de naș, așa. Mulțumesc! Dacă doriți fotografii. Proaspăt căsătoriți! Thank you.
Iată-ne prezența astăzi, alături de distinsul nostru Mire, alături de Tudorel, care astăzi face un pas foarte important în viața lui. El astăzi pune un început vieții lui de familie, deoarece alături de Delia va începe un drum nou, într-o viață nouă. Ei, aceste momente sunt pline de emoții, emoții firești care fac să răsară lacrimile în colțul ochilor, însă aceste emoții, aceste lacrimi, nu sunt de tristețe, sunt de bucurie. Tudorel, în primul rând, vreau să te felicit pentru această decizie pe care ai luat-o, pentru că ai hotărât să faci ceea ce este normal și natural. Și în acest sens, vreau să îți spun la suflet un lucru. Când Dumnezeu a făcut lumea și l-a făcut pe om, a văzut că nu-i bine să fie omul singur și a făcut-o pe Eva, ca să-i fie spre ajutor. Dar Dumnezeu nu a făcut-o pe Eva din picioarele lui, ca să-i fie prești sau calce în picioare, n-a făcut-o nici din capul lui, ca să-i fie superioară, a făcut-o din coasta lui, pentru ca să-i fie egală, de sub brațul lui, pentru ca să o protească, și de lângă inima lui, pentru ca să o iubească și să o prețuiască. Așa te îndemn să faci și tu cu Delia, deoarece ea este cel mai frumos cadou pe care Dumnezeu ți l-a dat în această viață. Ei, în acest moment, îmi îndrept atenția către măicuța care ți-a dat viață și care te-a crescut și căreia vreau să-i mulțumesc în mod deosebit pentru toate câte ați făcut pentru el, pentru că niciodată cred că nu a știut să spuneți nu, pentru că mama și tata nu știu să spună nu. Îi mulțumesc de asemenea tatălui, care nu este prezent din motive de sănătate, ci care sunt convins că este aici cu noi, cu sufletul. Pentru că în sufletul lui se bucură, alături de fiul lui, care astăzi este fericit. De asemenea, vreau să le mulțumesc nașilor, niște oameni deosebiți, care au ales să le fie alături mirilor pe acest drum al căsniciei. De azi înainte vă așteaptă o responsabilitate mare, deoarece părintele spiritual trebuie să vegheze permanent asupra finilor. Deoarece, vedeți dumneavoastră, tinerilor le vine mai ușor să-și deschidă sufletul către oameni apropiați ca și vârstă. Dumneavoastră aveți deja experiența vieții, așadar trebuie să le fiți alături, la bine și la greu. În acest sens, eu vreau să vă felicit și să vă mulțumesc în numele tinerilor. De asemenea, dragii mei, aș vrea să vă mulțumesc tuturor care astăzi ați venit să-i